No. Ziua bună și la mulți ani. Acesta este Ferrari, pardon, Lamborghini meu. Volkswagen, izbit în zid. Bine, mă rog, ăsta e cam pe butuci, dar asta este. Bine, și ăsta e cam tot pe butuci, dar asta este. Vreau să fac un coment la domnul Dorian Popa. Uite aici. Asta nu mai merge, că e tot cam pe butuci. Și asta e tot pe butuci, dar în fine. Da. Deci domnul Dorian Popa, am văzut că ți-a luat Lamborghini, Diablo. Nu știu de care ți-a luat Lamborghini. Mi-am luat Lamborghini, dar eu nu știu să umblu în bikini. Da. Deci domnul Dorian Popa, cum a Dumnezeu te-a ajutat și te mai ajută. Deci nu e problema că nu te ajută Dumnezeu. Dumnezeu te ajută fără număr, că el e bun. Dar e problema că trebuie să te deștepți la minte. Eu știu că ai bani și faci ce vrei cu ei. Stai că stau pe mașina asta. Așa. Dar problema e că la finalul lumii vom da socoteala ce am făcut cu banii. Da. Acum Dumnezeu să ne ierte că a venit și frigul în sfârșit. Mâine 27 ianuarie, azi 26, a venit frigul. Slavă Domnului că a venit să moară COVID-ul ăsta odată cu el și toate virusurile. Da. Deci Dumnezeu dă putere, îți dă avere, îți dă minte, îți dă mânuri, îți dă picioare, îți dă cap, îți dă nas, îți dă ochi să vezi. Să faci numai cele bune. Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Că mi-am luat Lamborghini, dar eu umblu în bikini. Și cu lanțurile desfăcute, ca așa lumea să mă asculte. Eu știu, am înțeles că vrei să fii la modă, să fii cool, să fii mișto, să fii nu știu cum, domnul Dorian. Dar în rai, acolo trebuie să fii vedetă, în rai, nu pe pământ. Că vorba aia, decât să fiu pe pământ vedetă și în rai nimică, să ne ajung în rai, mai bine să fiu aici nimic, dar rai, știți ce zic, un om de valoare, de aia mare. Uite, ca pune soarele, vedeți? Vedem, merge cu mănușă, nu merge. Soarele apune aici la mine, la Ragla, suntem la Ragla. Încă n-a nins, pentru că păcatele noastre au ajuns la cer și Dumnezeu s-a supărat pe noi. Dar nu-i bai, important e să ne revenim, zice un profesor de-a meu. Fii iertat că mă durește. Prost să fii, dar să-ți revii. Că lumea dă de băut. Că bei, că uiți de caz. Dacă când te trezești din băutură, iară bei. Și în cazul nu a trecut. Deci nu la băutură e scăparea, ci la Dumnezeu în cer. Da. În fine, sărind de la una la alta. Deci mi-am cumpărat Lamborghini. Bă, busurii care dau ce mânca. N-au ce umbla, cu ce să îmbrăca. N-au o casă, n-au o masă, n-au o plasă. Și noi umblăm cu Lamborghini pe drumurile de României. Du-te prin Basarabia că rămâi fără roți, copile. Noi am fost acum cu Colinda și așa ni ne tremura. Tu-ți dai seama. Am niște drumuri, de zici că ești amus 20-30 de ani. Da, șacul s-a furat ca și la noi, să fură fără număr. Da, mă rog. A fura este ceva. Este la modă. Dacă furi frumos, ești bengos. În fine, eu nu zic că foarte bine că ți-a luat Lamborghini, lanțuri și căs și nu știu ce, că din banii tăi bănuiesc că ai o afaceri curate și ți-ai făcut averea și Dumnezeu ți-a dat puterea. Dar mai bine să fii în rai cunoscut. Acolo să ai un Lamborghini de fer. Acolo nu ruginește ferul, copiile dragi. În rai nu ruginește, ei pe pământ toate au rugină. Pentru că molia și rugina le prind. Și vine moartea și nu te treabă că Lamborghini, că el te duce moartea, te duce în groapă. Nu te întreabă că ai Ferrari, că ai Trabant. Te întreabă câte fapte ai pentru rai, să te ducă în rai.
Dacă nu le ai, ce o să faci? Îi bai. Că nu le ai. De asta trebuie domnul Dorian de la București. Fac acest comentariu. Am văzut că ți-a luat un Lamborghini negru. Foarte bine. Și eu mă jucam în GTA și nu for speed cu Lamborghini. Dar mi-am dat seama că am greșit. Că trebuie să mă joc cu ce? Cu viața mea. Cu asta trebuie să mă joc. Că poți să te dai și cu căruța, poți să te dai și pe role, poți să mergi și cu roaba, dar important e să ai un suflet bun și o inimă adevărată. Dragoste. Pentru Dumnezeu și pentru lume. Pentru că trage în linie și în fața morții ce ești? Zero. Nu te întreabă moartea că ți-ai cumpărat Lamborghini și te bagă în rai. Hai că tu ești mai tare, ai fost vedetă mare și acum te bag așa în față. Nu. Acolo te întreabă câte fapte bune de milostenie ai dat la săraci, la bogați și pe ea. Așa. Ai făcut școli, biserici. Ai făcut un pod pentru niște oameni care nu au putut să-l facă. Un drum. Ai asfaltat un drum. Foarte bine pentru ceea ce faci. Bun. Dar mai fă. Mai fă, frate. Că Dumnezeu îți dă și bogăție pe pământ. Cum i-a dat și lui Moise și lui Iov și lui alții. Și lui Avraam. Și, bineînțeles, și la alți bogați. Și Sfântul Vasile cel Mare a fost un om bogat și Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar au vândut tot la săraci. Sfântul Vasile a făcut niște vasiliade. Adică niște spitale, niște azile de bătrâni. Școli pentru copii să înveță. Așa fă și tu, Doriane Popa. Fă un spital acolo. Că uite că lumea zice că vreți spitale, nu catedrale. Deci, hai să facem noi. Întâi să fim, apoi să facem. Deci, întâi să fiu eu bun, da. Întâi cu mine, cu Emanuel. Cu mine începem primul. Deci, Emanuel, dragă, până acum ce ai făcut? Păi cântă la morți. No. De acum cântă și la vii. Am înțeles, să trăiți. Deci, dragi frați creștini și iubite frate Doriane Popa, am vrut să te colindăm. Ți-am dat acolo un mesaj, un coment, dar n-ai avut vreme. Că tu erai învolit cu Lamborghini să te duci, nu știu, pe unde, prin Italia sau unde te-ai dus. Frații noștri italieni, unde mănâncă spaghetti. Am înțeles. Foarte bine că ți-ai cumpărat. Poți să-ți cumperi 7 Lamborghini, dar nu poți să stai decât într-unul. Că nu poți să stai în 7, că n-ai 7. Ai înțeles ce a vrut să zic. 7 n-ai. Ai doar un funduleț pe care îl pui undeva, în coteț, într-un coteț. Îl pui într-o mașinuță, să te dai cu ea. Dar omul e bun. La Dumnezeu nu contează căsile, ca și Iohannis, 7 case, 6 case. Contează casa din rai, dacă ți-ai mobilat-o. Și mansarda asta trebuie să ne mobilăm. Capul, ăla e problemă, de la cap se împute peștele, da. Mă rog, soarele a pus și trebuie să plecăm și noi, să ne hodinim. Cam atât am vrut să vă zic, domnul Dorian. Important e să faci fapte bune. Uite, facem o mănăstire la Dej, Sfântul Gheorghe, hramul. Te așteptăm acolo de acum de primul hram, acesta să fie primul hram anul acesta, 2023. În 23 aprilie, te așteptăm, Doriane, să vii de seara, din 22. Dacă o să vii acest video, pentru tine, dragă frate, și fă și o milosenie pentru cer, să fii pomenit și în cer. Și acolo te va aștepta Sfântul Petru și toți sfinții. Uite, Doriane, aici ți-l Lamborghini-ul tău. Dar acolo nu ne vom lega sufletul și inima de materie, pentru că materia piere. Da, uite, ca și Dero, de din spatele meu, aici a fost o fabrică Dero, acum nu mai e pustie, e vai și amar. Vedeți? Așa e omul, e vai și amar. După ce a murit, nu te mai știe nici pensia, nici drecuș. Și drecuș asta vrea. Să fim aici vedete cu burțele pline, așa ca mine, și să o ducem bine. Și după aia când te duci în rai, cum să-ți dea Dumnezeu aurul de acolo, safirele, pietrele? Acolo totul e de aur, totul e pe jos, e pavat, frumos. E adevărat că drumul spre iad e pavat cu intenții bune, am înțeles. Dar cel mai scump loc în iad, știți care este? Nepăsarea, să fii nepăsător, să dormi pe un covor, por favor, mi amor. Deci, haideți să ne trezim, frați creștini, și să nu mai cumpărăm atâtea, că uite, încep războiul aici la vecini. Și noi, vai și amar de noi. Noi ne dăm mari barosani. Suntem niște pârliți. Da, niște trogloghiți. În fine.
Vedeți, de asta nu mai linge, că din cauza noastră, din cauza mea și a ta, frate creștine. Așa că, frate Doriane, hai la fapte bune, te aștept în Ardeal, în Transilvania, la orașul Diej, acolo facem bisericuța, mănăstirea Sfântul Gheorghe. Acum s-a opus compostesăratul, sperăm să nu se mai opună, Sfântul Gheorghe ne va ajuta, ne vom ruga lui să ne ajute să biruim, că Gila l-a omorât pe Balaur, ca să salveze o prințesă, și noi vom omorâ aceste neînțelegeri. Dar bineînțeles că Sfântul Gheorghe va face minuni cu ajutorul Dumnezeu și toți sfinții să ne ajute să putem face acolo o mănăstire frumoasă la Diej. Așa că, Doriane, te aștept cu drag, cu toată gașca ta, familia ta, prietenii tăi, ever, forever. Ai jucat în emisiunea aia, în emisiunea aia. Ai multe piese frumoase, nu știu ce, cu Johnule Hâț, Mâț, Câț, Pârți. Dar nu asta contează. Contează ce ai lăsat în urma ta. Faptele. Că faptele vorbesc, nu? Credința fără fapte e moartă. Degeaba ai crezi că vine Moș Crăciun, dacă tu nu ajuți să vină Moș Crăciun, mai ales că acum nu-i zăpadă, mă friend, înțelegeți? Deci eu cred că vine nu știu cine. Da, Dumnezeu va veni, la a doua venire va veni să mă judece pe mine, că am stat aici 31 de ani și n-am făcut nimic. Deci trebuie să fac ceva. Și întâi să încep eu, da. Deci, schimbarea începe cu tine, adică cu mine. Vă aștept și aici la Ragla, dacă vreți să veniți, avem o icoană făcătoare de minuni, icoana Maicii Domnului. Maica Domnului este arma secretă a ortodoxilor. Cine nu are, e sărac, îmi pare rău, mă. Pare rău pentru cine nu se roagă ei. Maica Domnului nu face rău. Omul, la om e problema. Conducta s-a spart la om, la mine, frate creștine. La mine e problema, nu cau la altul. Capra vecinului e frumoasă, a mea e mai jegoasă. La mine trebuie să o spăl. Trebuie să spăl haina sufletului. Metanoia înseamnă schimbarea vieții și a minții. Nu înseamnă să mă duc la alte credințe. Că alte credințe săracele de ele, și culte, și neoculte, și nu știu ce, sărace. Ortodoxia e ca un mol, ai tot ce vrei în ea. Tot ce vrei. Cel mai greu e să facem, da. Păi că, vorba aceea, practica ne omoră, da. Mă așteaptă căței mei, am înțeles, stați că vin acum, din anul. Bine. Și închei așa frumos, frate Dorian. Mi-am luat Lamborghini, mi-am luat Lamborghini, acum umblu în bikini, acum umblu în bikini. Vreau să fiu vedetă, în rai, în rai, acolo, acolo e bai. Da, vreau să fiu vedetă pe pământ și în rai nici măcar n-am un cuvânt ce să spun. Că faptele acolo în rai, faptele tale vorbesc, eu nu mai pot să zic nimic. Nu mai pot să mai vorovesc, cum se zice pe la noi. Deci nu mai pot vorovi. Acolo faptele mele vor vorbi. Acolo vom arăta altfel, cum ar fi arătat lumea fără de păcat. Așa vom arăta în rai. Acum Dumnezeu să ne ajute la toți să mergem pe drumul cu greutăți, pe drumul raiului, dar la final va fi frumos. Ca și în filmele americane. Apropo, să vă uitați la filmul Un bărbat pe nume Otto, e bun. E bun, are ceva probleme prin el pe acolo, cu trans, nu știu ce, dar Transilvania e țara dorului și a umorului. Iubiți frați creștini, dacă ne vom mai vedea pe acest canal, nu știu, Dumnezeu știe, dacă nu, să aveți numai ani frumoși, numai zile alese, ca niște mirese. Da. Acum, să-mi iau această mănușă și să mă duc pe o ușă. Ușa raiului e strântă, dar cum a zis bunica mea, vai, vai, multe până în rai, până în iad, în mongard, și l-ai spart, trebuie reparat. Deci haideți să reparăm relele noastre, dacă până acum am făcut rău, de acum să facem bine, ca Dumnezeu să ne știe. Și chiar dacă pe pământ n-am fost mai nimic, dincolo să fim, o să fim cineva, Dumnezeu ne va ține și nouă un loc, pentru că așa a zis, că mergeți să ne ține un loc, da. Nu mai bucurii de rai, că nu-i bai. Suntem în 2023, 26 ianuarie. Mâine e ziua tata meu, îi spunem la mulți ani de-a pământ, la mulți bani pentru rai. Și toate cele frumoase. Dacă ceva nu v-a plăcut la mine, să mă iertați. Vreau frumos să mă iertați. Am avut emoții, da, nu, de toate.
Numai bine rău la nimeni, să se știe, românie.